Prieteni, ia ascultați ce întrebare am primit. Vă mulțumesc că răspundeți la întrebări. Domnul să vă binecuvânteze. Am și eu o întrebare. Mulți credincioși susțin că dacă Domnul Iisus ne-a iertat, atunci când au un conflict, nu-l rezolvă. Adică nu-și mai cer iertare unul la altul, susținând că Iisus a iertat și trecutul, și prezentul, și viitorul. Pun această întrebare căci chiar pastori se comportă așa. Eu sunt foarte uimit să aud asta. Eu sunt pastor, mă numesc Vasile Felat, păstoresc Biserica Buna Vestire din Chișinău și răspund online la întrebările oamenilor. De aia mi-a fost adresată întrebarea aceasta. Mă bucur că urmăriți răspunsurile pe care le dau și mă rog să vă aduc creștere duhovnicească, să primiți toată învățătura aceasta și să vă grăbiți să o puneți în aplicare. Pentru că este învățătura sănătoasă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cât privește așa o situație când oamenii nu-și cer iertare, dând ca și motiv că au fost deja iertați, de ce să-și mai ceară iertare? Asta e foarte periculos. Iată, asta seamănă cu ceea ce spune Sfântul Iuda în epistola lui, când spune că în vremurile de urmă vor veni batjocoritori care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Deci, cum? Adică harul ne învață să ne cerem iertare. Da, hai să le luăm rând pe rând. Deci, iată, în epistola... Nu, hai să începem întâi din Evanghelia după Matei. În Evanghelia după Matei, în capitolul 5, 6 și 7, este vestita predică de pe muntea Domnului Iisus Hristos. Acolo este esența învățăturii Mântuitorului nostru. Acolo sunt și cele 8 fericiri. Și iată, una din acele 8 fericiri spune așa: ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Deci cine sunt împăciuitori? Cei care ei fac pace, caută pacea, întrucât atârnă de ei, caută să fie în pace cu toți, caută pacea. Și un om împăciuitor numai decât este acela care își cere iertare. De fapt, tot Domnul Iisus Hristos, în predica de pe munte apoi, el explică următoarea situație. El prezintă așa. În Matei, capitolul 5, în același capitolul 5, de la versetul 21, zice așa: ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienii. Așa că, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, dar ce are împotriva ta, fratele? Faptul că te-ai mâniat și când te-ai mâniat i-ai zis prostule, când te-ai mâniat i-ai zis nebunule, deci vezi inclusiv și cuvintele astea care unii cred, da, ce, nu e nimic strașnic, las, ok, s-au învățat așa în familiile lor sau nu știu, s-au învățat să numească tot felul de cuvinte murdare, cuvinte urâte, cuvinte jignitoare și atunci nici nu atrag atenția la astea, nu, 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 nu. Poate n-ai atragând tu atenția, dar Dumnezeu atrage atenția. Și iată aici spune, dacă ai zis fratelui tău prostule, dacă ai zis fratelui tău nebunule, dacă la mânie l-ai numit cu cuvinte jignitoare, i-ai zis ceva care nu trebuia să-i zici. Zice, când vii la altar, acolo trebuie să te cercetezi, zice, și când îți aduci la altar darul tău, când vii să te închini înaintea lui Dumnezeu, zice, și îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Deci dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta și fratele tău ți-a spus că cuvintele astea l-au jignit, l-au ofensat, i-au făcut rău, deci are ceva împotriva ta. Cum, ce să faci? Zice, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vină de adus darul. Ce înseamnă să te împaci cu fratele tău? Păi, dar cum te poți împăca cu cineva dacă nu-și ceri iertare? Cum poți să te împaci cu o persoană? Cum poate fi pacea când cineva nu-și cere iertare? Mai mult vreau să vă spun, am pe cineva care m-a supărat rău și l-am confruntat, i-am spus că nu se poate să te porți așa și el a venit după multă presiune, presiune din partea unora, din partea sub, presiunile altora, el a venit și așa, din greu, din greu, a spus un iartă-mă, dar l-a spus iartă-mă ăsta într-așa un fel încât... știi, să nu zici că el nu și-a cerut iertare, dar asta a fost forțat, forțat de alții, forțat din afară, nu a fost un iartă-mă din inimă. Mai mult, după ce a plecat, procedează tot așa, tot în felul cum a procedat, bancă mai rău, face lucruri care n-ar trebui să le facă. Ei, și atunci, omul ăsta și-a cerut iertare, poți avea pace cu un astfel de om? Da, întrucât atârnă de noi, spune în Biblie, trebuie să avem pace cu toți, întrucât atârnă de mine,
Lasă-mi pace, ce pot să-i fac? Da, el, evident că el pace nu vrea, omul ăsta, și nu poate fi pace atât timp cât un om nu-și cere iertare și nu-și cere iertare sincer. Până când nu vii să cere iertare sau când vii îmi pare rău sau nu știu de este. Nu, asta nu înseamnă și nu confundați îmi pare rău cu iartă-mă. Nu confundați, că unii oameni cred că îmi pare rău înseamnă iartă-mă. Nu înseamnă iartă-mă, îmi pare rău. Îmi pare rău, ți-o fi părând, nu știu de ce îți pare rău. Poate să-ți pară rău, nu știu câte lucruri pot fi acolo de care îți pare rău. Nu, vii și îți ceri iertare. Îți ceri iertare, așa te învață Domnul Iisus Hristos. Du-te și te împacă-te cu fratele tău, dar împăcarea presupune iertare. Nu poate fi împăcarea fără ca cineva să-și ceară iertare. Trebuie să-ți ceri iertare. Și mai departe spune așa, caută de te împacă de grab cu părâșul tău, cât vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel de urmă bănuț. Ei, ce arată Domnul Iisus Hristos aici încă? Că împăcarea trebuie să te grăbești imediat să te împaci. Când ai văzut că ai supărat pe cineva, ai văzut că ai făcut un lucru care nu trebuia să-l faci, ai zis o vorbă care nu trebuia să o spui, cereți iertare imediat, imediat, grăbește-te cât mai repede. Pentru că grăbindu-te să te împaci, oprești consecințele. Deci aici spune cum se vor desfășura consecințele, zice, că caută de te împacă de grab cu părâșul tău. Pentru că, zice, el nu cumva să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul te va da pe mâna temnicerului și vei fi aruncat în temn. Deci consecințele se măresc. Cu cât trece mai mult timp și nu te împaci, cu atât mai mult consecințele cresc consecințele și vei plăti mai mari și mai multe consecințe. Deci vei plăti din temniță, vei sta în temniță, deci vei fi privat de libertate. Bun, nu neapărat așa se va întâmpla, dar tot ce a vrut să-ți spună Domnul Iisus, nu că temniță neapărat, vei ajunge în închisoare sau ceva dacă nu ți-ai cerut iertare, dar vrea să-ți spună Domnul Iisus de aici, consecințele se vor mări cu cât trece timpul și tu nu-ți ceri iertare, cu atât consecințele crește. Toate consecințele astea vin peste tine. Că aici spune, dacă stă în temniță, cine are de suferit? Părâșul tău are de suferit? Nu, tu ai de suferit, tu stai în temniță. Mai mult zice, vei plăti cel de urmă, stai în temniță până vei plăti cel de urmă bănuț ca să fie eliberat. Deci tu, daune materiale, daune, deci toate lucrurile vei fi afectat pentru că nu vrei să-ți ceri iertare. De aceea, dragul meu, deci nu numai relațiile pierzi, faptul că nu-ți ceri iertare îți vor afecta relațiile cu omul față de care ai greșit, faptul că nu-ți ceri iertare vor afecta relațiile cu alți oameni, numai decât faptul că nu-ți ceri iertare, numai decât va afecta liniștea ta sufletească, pacea, și faptul că nu-ți ceri iertare va afecta numai decât și cum se numește, și starea ta financiară, numai decât o va afecta. De aceea, feriți-vă de o astfel de învățătură. Eu nu știu, eu prima dată aud. Noastră ziceți că mulți creștini vorbesc așa. Iată, eu comunic și eu cu mulți creștini, dar prima dată aud așa ceva, așa, năzdrăvănii să-i treacă cuiva pe cap, că dacă nu mai trebuie să-ți ceri iertare, că Domnul Iisus te-a iertat. Păi, dar tu orice străsnește pe cap atunci un om va face, că Domnul Iisus l-a iertat. Nu. Asta e exact ce a zis Sfântul Iuda, că în vremurile din urmă vor veni batjocoritori care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Iată asta. Aici este un exemplu de a schimba în desfrânare harul lui Dumnezeu. Cât privește noi, Scriptura ne spune așa, dimpotrivă, fiți buni unii pe alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă pe altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dumnezeu să ne ajute ca să ne cerem iertare, să ne grăbim să ne cerem iertare, să ne grăbim să ne împăcăm și mai spune acolo într-o cută târnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Dar cum trăiești în pace? Când ai stricat o relație, păi trebuie să ceri iertare. Trebuie să-ți ceri iertare ca să o dregi relația. Dacă nu-ți ceri iertare, cum să o dregi relația respectivă? N-ai cum o dregi, trebuie să-ți ceri iertare. Iată, așa să vă ajute Dumnezeu și la urmă vreau să vă las cu câteva întrebări asupra cărora să meditați după acest video și întrebările vă vor ajuta să puneți în practică imediat și grăbiți-vă să puneți în practică imediat. Prima întrebare este așa, cine sunt oamenii față de care am greșit? Cum? Cum am greșit față de oamenii ăștia? Ia gândește bine și deodată Duhul Sfânt o să înceapă să ți-ai amintească. Cu tăruia i-ai spus o vorbă care nu trebuia să o zici. Ai făcut aceea, ai făcut cealaltă, ia grăbește repede și-ți cer iertare. Deci la cine merg să-mi cer iertare? Mergi să-ți cer iertare și pun imediat, eu mă grăbesc, poți azi, poate e o distanță mare între voi, dar păi nu ai telefon, nu ai messenger, sună la messenger, WhatsApp, vorbește cu el, vorbește cu persoana, cereți iertare și lucrurile se vor schimba.
în familia ta, cereți iertare. Este o mare, mare binecuvântare să înveți să-ți ceri iertare și să-ți ceri iertare imediat. Pentru că așa, în felul ăsta, ai totdeauna pace și liniște în inimă. Ai pace, bucurii. Pentru că nu-ți ceri iertare, tu ești apăsat. Îți strici relațiile, nu mai ai pace, îți strici relația cu Dumnezeu. Dumnezeu spune, văzut acolo, spune, dacă vii la altar, du-te și te împacă întâi cu fratele, nu te grăbi să aduci. Nu poți avea o relație cu Dumnezeu bună atât timp cât tu nu-ți ceri iertare de la oameni, nu recunoști greșelile tale, nu-ți ceri iertare, nu poți avea relație, nu ești acceptat. Dumnezeu vrea să-ți ceri iertare de la oameni, să fii corect, să fii un om smerit, să te pocăiești acolo unde greșești. Și atunci când îți ceri iertare, restabilești relațiile cu oamenii, restabilești relațiile cu Dumnezeu, ai tu pace în suflet și nu ai consecințe de este inclusiv materiale, economice. O duci bine și material și economic, că știi să-ți ceri iertare și să te împaci la vreme. Iată, asta, dragii mei, am vrut să vă spun. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți o zi frumoasă în continuare și dacă cumva nu sunteți abonați încă la canal, vă invit să vă abonați și să urmăriți răspunsurile pe care le dau zilnic din Sfintele Scripturi oamenilor pe care le adresează. Și dacă dumneavoastră aveți o întrebare, faceți o căutare pe canal sau pe site-ul moldovacreștină.md și de asemenea vă invit să, dacă aveți dumneavoastră întrebări, v-am zis, căutați acolo și dacă nu le găsiți, trimiteți întrebarea dumneavoastră prin mesaj personal, accesați la Instagram, trimiteți mesaj personal la Instagram și eu vă voi răspunde. Dacă am deja răspuns la întrebarea dumneavoastră, vă dau link-ul imediat. Dar dacă nu, atunci, timp de 7 zile, voi răspunde la întrebarea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți o zi frumoasă în continuare. Pace multă!